Stimați spectatori, ne-am băut cafeaua, am luat micul dejun, dar să mai și muncim, aș zice. Eu suntem la Turcinești, într-un frumos solar. Suntem aici la familia uh, Ciobanu. Domnul Marim, v-aș întreba, eu știu că de multă vreme ne-ați cultivat, v-ați ocupat de floricultură, acum v-ați axat pe legumicultură. De ce și cum v-a venit ideea? Uh, ideea a venit din necesitate. Floricultura mă ocup și acum de ele, dar sezonier, în sensul că primăvara e sezonul pe și perioada florilor și restul, cultura cu flori, o am pe legume. Spuneți-mi ce floare mai aveți, că tot vorbim și de flori și să începem așa cu o pată de culoare. Am petunia și mușcate curgătoare. Frumos, frumos colorate, am văzut. Frumos, foarte frumos colorate. Astea sunt oprite pentru înmulțire. Merg ele la piață, sau cel puțin în primăvara asta ați vândut mai bine decât primăvara trecută? Nu, mai prost. Mai prost s-a vândut. Cred că și timpurile ne spun mai multe. Din... Da, condiția socială da, până da, la urmă e cea care dictează piața. Da. da. Și Dar uh, nu mă las bătut și merg înainte și pe flori și acum, cum se vede, am început și cu, cu legumele. Ce legume? Văd varză, fasole, vinete, roșii, altceva? Ce de mai puneți? Și, și ceapa, asta pentru că sunt de familie ceapa și restul, morcov și toate. Le-am le pus în ideea că... Uh, să nu mai folosim de la piață cu atâtea chimicale și cu atâtea aici. Tot ce este aici este bio. Adică... Gunoi de grajd nu? Gunoi de grajd, de, de pasăre pus și altceva, nimic, decât pentru bol și dăunători. Asta n-am ce face și trebuie să le dai. Văd că arată foarte bine lujerul. Spuneți-mi ce soiuri aveți aici, cam câte kilograme dă un astfel de, o astfel de plantă și unde este piața de desfacere în Târgu, Jiu? În Târgu Jiu, piața de desfacere <coughs> și deocamdată e primul an care am pus tomate. Soiurile încă nu cred că le-am ales pe cele mai productive. O să căutăm să, de acum încolo să folosim semințe profesionale. Nu de pe piață. De pe piață e un dezastru. Un dezastru. Acum, o paranteză vis-a-vis -vis de ce vă spus eu cu dezastru, am luat acum câțiva ani de zile de pe piață uh, un pliculeț de petunia și să-l cu ideea ca să produc răsadul eu, că răsadul de flori nu-l produc. Uh, și mi-a ieșit pătrânjel. Nu se poate. Și arăta floricica? Păi nu, am văzut floricica pe pachet. Da da da, 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 Interesant. De fapt, de, fapt asta... de, fapt de asta suntem și la statul la care suntem, că românii sunt inventivi, dar nu în lucrurile bune și de regulă și cel mai grav e că sunt în alea, iată, mai, mai puțin bune. E dezamăcitor chestia asta. E foarte, cum să vă zic, având atâtea că sunt în piață 15 milioane de, de soiuri și de astea de pliculețe. Asta înseamnă că altcineva nu-și face treaba. Altcineva nu-și face treaba. Da. Și la mare, care suferă, e producătorul. Așa este. Ați accesat vreun proiect european? Vă gândiți nu, și la asta? Nu, nu. Mă gândesc în sensul... Băiatul a început să... să... cam informeze despre ce și cum am încercat să Teren aveți suficient cât să vă permită să crede, vă extindeți? Nu, nu, de extins da, dar la, la cerințele fondului european, în ăsta nu cred că am teren. Dar dacă nu e nicio problemă, pentru că e utilarea care am făcut am făcut-o pe banii mei. Uitați-vă, toată seara e încălzită, iarna, deci pot produce. Da, am văzut calorifere, calorifere și le-ați recondiționat, bănuiesc, nu? Da, 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 toate le da. ați recondiționat. Uh... V-a costat mult? Hai să spunem așa ca cifră, ce înseamnă dacă eu mâine vreau să-mi fac așa ceva, cam cât trebuie să am în buzunar? Păi da, eu toate le-am luat la, cum să vă zic... Mâna a doua? La mâna a doua, dar și inclusiv geamurile, tot la mâna a doua, dar dacă e așa peste 600 de milioane, asta în condițiile în care și încălzirea o aveți făcută. Da, destul de mult și nu este așa un preț de pornire nu, care nu, să ți-l permiți oricând. Să vorbim despre plante. Ce soi de roșii aveți aici și cam câte kilograme produce din câte știți dumneavoastră. Ne-ați spus că e primul an, poate vă vizităm și la anul să vedem ce aveți atunci. Vă așteptăm, nu pot să vă spun o cifră pentru că, cum să zic... E la prima producție. E la prima producție da. și am luat și soiuri, n-am luat soiuri profesionale. Nu da. ziceți că veți ieși pe piață mai târziu, că eu văd că sunt foarte verzi. Am pus și târziu, am pus și târziu pentru că. Uh, am pus târziu ce mai. Am avut uh, răsadul, îl produc eu și dacă îl produc eu, n-am avut condițiile necesare. Sper că la anul din, din învățăturile ce au trecut să rezolvăm mai bine. Sunt scumpe semințele în general sau uh, ele nu costă atât de mult cât costă apoi întreținerea plantei? Nu costă foarte mult. Semințele profesionale sunt foarte scumpe. Foarte scumpe și nici ăștia nu dau niciun certificat de calitate și nimic. Nu dau. Acum la piața s-a apucat să ieșiți cu ceva? Cu florile. Atât? Atât, da. Fasolea, vinetele smici, varza la fel? Da, da, dar le-am pus mai târziu. Asta este primul an când cultiv legume. Da. Ia spuneți-mi cum a venit ideea sau aveți acasă cărți, vă documentați că să o iei de la început într-o zi într-un domeniu pe care poate l-ai stăpânit doar la nivelul de amatorism, nu profesional, totuși necesită așa o bază de cunoștință Știu că dumneavoastră colaborați cu inginerii agronom de aici și cu siguranță vă spun dumnealor ce și cum, ce să preîntâmpinați, dar totuși îți trebuie o bază. Citiți mereu? citesc, să știți, dar pasiunea de agricultură a venit de la bunicu. Povestiți-ne și despre bunicu atunci. Bunicu, nu știu cum să vă spun. Bunicu a fost un om extraordinar de harnic, extraordinar de harnic și priceput, dar el n-a avut cu legumele și astea cu pomii. Mie, mie mi Da, pomicultor. Și Dicea, cred că e pasiunea pentru agricultură. Îmi pare rău că n-am făcut facultatea de agricultură. Niciodată nu e târziu. Dar. Mai e târziu, dar acum o fac pentru mine, din mers. Știți cum să rămânem autodidacție, este un lucru foarte da. bun. Da. da. Am văzut că ați pus uh, Leandru, am văzut că ați plantat uh, mesteacă. Chiar o întrebam pe soția noastră de ce și a spus că e foarte bună frunza de ceai, că siropul de arțare unul dintre cele mai scumpe și cele mai sănătoase. Dumneavoastră încercați până la urmă, uite, aveți tuia, uh, încercați să, să ieșiți pe, pe nișă care uh, poate fi mai favorabilă veniturilor. Spuneți-mi dacă climatul de aici vă permite, dacă sunteți mulțumit de, de și de aspectul ăsta. Climatul permite, să știți, nu e nicio problemă. Și tot ce ai făcut în curtea aceea e pentru, cum să zic, să ne simțim bine. Că vin nepoții pe aceea și să aibă spațiu, să aibă... Cam... Încerc să le fac cam tot ce trebuie. Ce vă mai doriți așa pe viitor, dincolo de ce ați realizat până acum? Multă sănătate. Multă da, da domnul, multă să multă aveți atunci. La toată lumea și familiei mele. Și putere de muncă, zice și putere, eu. Și putere de muncă, da. Să da. stăm de vorbă și cu soția. Soția, mai mult decât atât, a fost plecată din România, a lucrat în agricultură în alte țări, așa că ne va împărtăși din experiența de acolo și ne va spune dacă și aici poate implementa ce a învățat acolo. Femeia este de bază în munca de la țară, în munca în agricultură, așa că o să vă întreb, doamna Gabi, cum decurge o zi din viața dumneavoastră, având în vedere că mai toți producătorii agricoli la care noi mergem ne spun că se trezesc foarte devreme și că se culcă foarte târziu. O zi așa plină, plină, începe la șase, se termină seara la zece. Destul de multă muncă. Nu vă odihniți, nu dormiți de prânz? Nu, niciodată. La prânz, când e foarte cald, în casă, curățenie, mâncare, tot ce, tot ce se poate. Plus că am trei nepoței la care tot timpul trebuie să fiu um, la cei băiatului, la cei ai băiatului un pic mai puțin, că e în ora acasă, la fată un pic mai mult, l-am la școală, Chiar acum vorbeam că e plecat în excursie și stau un pic stres, da, pe gimpi. Da. Da, cred. Am văzut că aveți multe jucărioare prin curte da. și mi-am dat seama că aveți și nepoței. Dumneavoastră ați lucrat și dincolo de granițele României. Spuneți-mi, în agricultură, în Spania, se face la fel ca aici? Am văzut că și noastră aveți tomate, ați spus vinete, a spus varză, fasole. Da, da. Ei, au același mod de lucru cu noi. Sunt mult, mult peste noi cu. Evoluați. Mult, foarte mult evoluează aparatură mecanizată, inclusiv curțile se spală cu mașina. Deci nu au nimic, cu sapa foarte puțin. Sunt departe de noi. Foarte departe. Spuneați, înainte de interviu că nu folosesc insecticid, pesticid. absolut nimic. Singura pentru melci, pentru gândaci, pentru tot ce există, ei totul, totul se piatra vânătă, zeama bordeleză. Atât. Niciun fel de fungicid sau insecticid, nici nu sunt, nu, sunt ca la noi aici așa multe. Ei ce, cu ce se bat mult cu melcii. Au dar apărut și pe la noi, că mulți legumicultori se păi plâng. aici e plin? La turcinești erau și pe pereți mai înainte. Deci nu. Um, în rest, o duc foarte, foarte bine în privința banilor. Păi aici un agricultor nu e ajutat de stat cu nimic absolut. Noi am încercat multe variante. Nu. Nu este. Nu, nu ai ajutor. Mă refer la bani, pentru că nimic nu e fără bani. Nimic absolut nu se face fără bani. Ori acolo. Un agricultor, un pensionar agricultor, la 700 de euro pensie, își permite să facă orice în curtea lui. Pe când eu cu 250 de euro aici, în banii noștri, nu pot să fac nimic. Poate să plătesc facturi și atât. Da. Majoritatea lumii așa spune că trăim ca să plătim impozite și taxe. Da. Să vă întreb și altceva, să vorbim despre lucruri frumoase, despre da. flori. A spus Leandru, chiar am fost fascinată de câți am văzut aici și cât de, frumos ar cât de frumos arată, dar mai ales că pe câțiva nu i a mai văzut în glasră. i-a spus direct în pământ. Da. Țin ei oare? Dacă e iarna necesită un pic. O protecție. o protecție. da, un, un pic de fân cu un, un cofolie e suficient pentru ei. Nu le trebuie temperaturi, nu știu ce temperaturi foarte, foarte ridicate. Ei me la, merg și chiar la minus 4, la minus 3. Ah, e ok. Văd mesteacă în, în spate. De ce? Trei mesteceni. E, e, sunt buni și ca plantă medicinală și poți folosi orice de la ei și mai ales vara umbra. umbra. Pentru umbră. Dar ați băut de frunză de mesteacă în ceai? Da foarte e bun. Da, pentru ce nu e bun? Pentru totul. Inclusiv romatism, inimă, tot, 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 ce, ce implică. Frunza e frunza și uh, scoarța. Totul e, Siropul e Siropul de arțar. Siropul de arțar, dacă poți să-l să extragi. da. da. Vă fac și noastră un compliment, că așa se întâmplă. De câte ori merg la țară, femeile sunt mai muncite decât cele de la oraș, dar arată așa, mai bine, mai roșii în obraz, da. cum spun eu. Sunteți sănătoasă că trageți așa de dimineața până seara târziu? La 60 de ani nu mă plâng, mi se pare că am trei... înainte! <laughs> e un lucru foarte da, La 60 mi se pare că am 30. Or, cred că n-aș putea trăi la bloc m-am învățat aici cu atâta muncă și, și, asta e nimic ce vedeți că plus că avem în pinzăvoile astea mult fasole, porum și tot, tot, tot. O, e, zilele chiar acum mai spuneam bărbatul meu că eu în Spania am avut vacanță, că aici e... e de muncă. Dar știți cum, de, de dimineața până seara nu-ți permiți să stai, nu-ți permiți. Faceți și conserve, ceva de genul ăsta? De ieri am început cu dulceața de cireșe, urmează compoturile, avem niște cireșe și acolo în, aici unde are bărbatul meu mai în spate avem o livadă de pomi. Am da, spunea că bunicul era pasionat de pomii cultural. Bunicul, soțul meu, da. Și acum am pe nepotul ăsta de merge la școală lui fata mea e disperat după Turcinești. El nu vrea nimic decât aici. Aici îi place. Dacă nu vânde o floare, păi plânge. De ce nu? Tata aia nu vându florile. Deci Înseamnă zi. că el cu siguranță va veni aici să el, facă ceva pentru pete cu ăsta de pământ. Nu. Sper că și el, și băiatul. Băiatul meu vrea să se implice, să facă proiecte. Încercăm să luăm niște găini, niște animale, să putem vedea ce, să ne extindem puțin. Nu nu se poate. mai cu atât nu, nu merge. Vă poate gândul să plecați de tot? <hă, nu. <hă, niciodată n-aș renunța. Mi-a plăcut foarte mult acolo, dar aici e... Nu mai duceți? Viața. Eu aș vrea, dar nu cred că mai pot. Nu pot să-l las singur pe bărbatul meu cu munca. Adevărul că da, dar anul ăsta a pus mai multă și mai, și mai multă muncă. Uh e foarte mulți bani pe iarnă. Nu pot cultiva iarna până nu cumpăr foarte multe lemne să dau drumul la centrală, la calorifere. Așa aș cultiva, de exemplu, aș pune roșia în, în ianuarie șașa, și aș ieși cu ea în aprilie pe piață sau în martie. Măcar știți acum cum să faceți la anul, pentru că anul acesta a fost primul, nu? Da, da. pe legume, da. Pe flori, nu. Pe flori, ah, de ani de zile. Era o sera plină, pe tunii, primule... Pe când anul ăsta am pus, foarte greu au mers, foarte greu. Ținut nu la preț sau de ce? Nu. Tocmai, că sunt foarte, foarte ieftine. ieftine, da. Poate că nici nu a încercat să facă un pic de reclamă, să meargă la un radio, la o televiziune, nu știu, poate și asta. Nici pe internet, doar avem internet, putea să intre să-și pună o reclamă cu florile, când au fost foarte multe. Ne -a că inițiativă aveți? Acum puneți dumneavoastră. -a ajutat foarte mult. Păi cu florile am avut mii și și mergeau, mergeau, mergeau. Acum nu mai am avut magazin în piață. Nu ne permiteam să plătim vânzător pentru că era chiria mare la, la magazin. Era chiria mare, nu puteam să. Dar mergeau foarte bine. Foarte bine. Pe când anul ăsta, greu, greu, greu. Iată, simt asta la spectator, că nu e chiar așa de ușor la țară. Oamenii se plâng că e greu, dar n-ar da viața de aici pe una de la oraș. Și mai mult decât atât, sunt oameni care de dimineața până seara, nu așa ca noi, ei chiar muncesc aici, dar muncesc cu drag. V-ați băut cafeaua până la ora asta? Ne, o la șase. Ați apucat. Vă întreb că am fost la, la cineva care la ora 11 n-a apucat. Azi. Dimineața la șase, cinci jumătate, așa... Se, se bea cafeluța Apoi la la muncă, la muncă. Aveți tabieturi, nu știu, citiți Vă uitați da. la un film Eu nu pot adormi seara Până nu răsfăiesc revistele Practic cu idei Cărți, am biblioteca Deci nu mai am unde pune cărțile Și aș vrea să găsesc pe cineva Să mai dau din ele Că sunt prea multe, dar nu mai citește nimeni Poate la o școală să faceți o donație Au nevoie școlile, bibliotecile Am să încerc am zis că mă duc la un idee. Iat. Eu citesc foarte mult. Ăsta e singurul meu hobby. Îmi place să citesc. Din totdeauna mi-a plăcut. De conserve. Haideți să vorbim că noi femeile tot timpul facem și așa ceva. E sezonul acum al dulcețurilor, compoturilor. Dar apoi din uh, tomate ce faceți? Din vinete? Uh, da, ce nu fac? Uh, fac uh, ghiveciu de... Toamnă fac uh, tocana de legume, zacusca, care e preferata la, la toată familia, ei preferata familiei. Uh, și cu uh, uh, bărbatul meu am avut, am trecut chiar și ciuperci uh, pe, pe buștean. Ciupercile alea care cresc de se fac pretorius, de se fac uh, murături. Ați că... încercat orice observ? Tot. Și inclusiv în Spania îi făceam la bătrână la care stăteam și era super încântată. Acolo ei nu nu fac conserve, nici dulcețuri, nici... Cu nu știu, româncele ce se știe, sunt. sunt renumite tot, în bucătărie. Iau murături, ce e o murătură a aveau, Deci aveau în magazine, erau tot felul de minuni, dar nu știau în casă, nu aveau chestia asta am făcut dulcețuri de mii și sute de feluri, de, aveau fructe mai deosebite puțin decât noi, aveau, bine, au apărut și la noi, acum am văzut mai nou cachisul și nisperas, n-am văzut aici, acolo sunt niște fructe micuțe, se, se cheamă nisperas, foarte plăcute la gust. Le Ați făcut dulceață? De tot felul i-am făcut la bătrână ce nu aveau, în... ce cultivau, kiwi, care erau, nu vă spun, deci exact cum e la noi via, pe pat, dar nu n-am văzut atâta rod și atâta, superbe sunt, superbe, păcat că n-am pozat ca să... Kiwi-ul la ei, kiwi-ul, smochinul, erau la ordinea zilei, toată lumea în curț avea smochin, kiwi, lămâiu și portocalul. da. Asta era mandarinele și astea patria lor. Uh, oricum, nu, nu poți compara viața dintre ei de de acasă. Este adevărat e, că diferă e, mult de la climă e, până la absolut e, tot ce înseamnă dacă aici. Aici murim de cald vara, la ei e numai bine. Deci te poți uh, relaxa uh, în grădină, acolo poți sta zi lumină. Pleci, pe când aici, dacă încerci în seră la, de la 1 la 4, n-ai șanse. Eu vă mulțumesc, doamna Gabi, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Inginerii agronomi sunt cei care le stau mereu aproape legumicultorilor. Stimați spectatori, nu ajungem niciodată în mediul rural fără ajutorul inginerilor de la Camera Agricole Județeană Gorj. Așa că, iată, cu ajutorul dumneavoastră suntem la o familie frumoasă aici, care, dincolo de flori, s-a axat și pe legumicultură, dând și for și proiect. Spuneți-mi cum vi se pare dumneavoastră, cum, cum i-ați găsit pe producătorii de aici? Într-adevăr, am discutat dân și ar dori să acceze un proiect. O să vedem dacă ori putea să se încadreze în ceea ce ne cer măsurile actuale. Cred că o să merge mai mult pe noua măsură apărută de curând 6.3, cea care înlocuiește măsura veche 1.4.1 cu sprijinirea firmei de semisubzistență vorbim însă de un uh, ghid al apărut pe site-ul Ministerului Agriculturii în variantă consultativă. Așteptăm să fie finalizat pentru că nu vrem să... s-ar putea să mai uh, apară o serie de modificări și nu vrem să uh, explicăm la oameni o serie de chestiuni care pot fi ulterior uh, modificate complet. Uh, e bine că uh, s-au și pe legumicultură, chiar am discutat, uh, avem experiența unor altor uh, uh, oameni de bine care în zona aceasta au făcut legumicultură, am, ați făcut chiar dumneavoastră emisiune acolo, o să încercăm să-i punem în legătură și să poată ca de la anul să-și mărească producția și suprafața cultivată și cu legume, nu numai cu flori. Și o altă întrebare, spuneți-mi vă rog acum, pentru legumicultori și nu numai, ce se derulează prin dumneavoastră, care ar fi informațiile pe care le dețineți și pot fi în ajutorul dumnealor. Pentru tinerii fermieri cu vârsta de sub 40 de ani, dar care dacă vor să meargă numai pe legumicultură, trebuie să dețină suprafețe destul de mari pe, cu aceste culturi, cultivate cu aceste culturi. Așa cum am spus, în curând sperăm o să își înceapă sau să deschidă porțile și măsura, șa, sub măsura 6.3. Iar pentru cei care doresc investiții este sub măsură 4.1, acolo unde trebuie să aibă și un aport personal al dânșilor în funcție de zonă, în funcție de mai multe criterii. În concluzie, sunt câteva ajutoare, plus subvențiile care, iată, în acest moment sau au cam încheiat de două zile la APIA. Deci, să sperăm că și legumicultorii din județul Gorj vor reuși în continuare să își dezvolte afacerile, au sprijinul nostru, consultanții noștri sunt aproape de dânșii și, dacă ne vor căuta, împreună vom găsi și o soluție pentru dânșii.